jurnalist, dar și apreciez că mi s-a dat titlul de profesionist. De fapt, este prima mea încercare să fac astfel de reportaje documentare, pentru că anterior nu am făcut asta. Și din acest punct de vedere mă consider un amator, pentru că mi s-a reușit, dar spui tu că ai privit un ochi de profesionist și ai văzut ceva profesionist. În al doilea rând, acel film documentar, la fel. Eu nu mă consider regizor. Sunt un jurnalist care a redat o informație care pentru mine a fost nouă, pentru că despre deportări am aflat câțiva ani în urmă și am zis, hai să încerc să fac un film despre asta. Și dacă considerați că asta a fost profesionist, atunci eu doar mă bucur. Probabil s-ar fi plâns pe discriminare. Dacă nu primeam filmul în concurs, spunea că discriminăm. Eu doar mă bucur. Explică. Deci dacă ați fi voi organizatorii festivalului, ați bloca accesul pentru studenți, de exemplu, de la arte, nu, pentru jurnaliști, sau i-ați lăsa să se exprime? Apropo, ei ridică ștacheta festivalului la un nivel și vin neprofesioniștii și vă iau premiile. Mie asta mi se pare excepțional. Neprofesioniștii sunt descurajați. De ce sunt descurajați? Pentru că vin copiii care au depus filme, au participat prin anul trecut sau anul trecut. Filme de-astea chestii, da. Ei, când o să vină anul ăsta la festival, o să spună ce lucruri să-i luasă, eu mă tem să fac mocea. Bun, am înțeles opinia, te rog să nu insiști, vrem și alte idei, te rog. Eu îți spun, eu am 14 ani. Filmul care l-am prezentat eu e filmul Mama. Filmul care l-am făcut eu cu echipa mea, care au aceeași vârstă ca și mine. Eu, din ochi, dar ești profesionist? A treilea meu scurtmetraj. Glumim. Da, eu sunt profesionalist. Tu acum spui că vin copiii care au fost și hai la joacă. Să nu-ți pare că asta e o oarecare evoluție, că mai degrabă copiii vin aici și urmesc toți, decât vin oarecare jurnalist și să dai informații despre niște deportări. Mi-a plăcut, extraordinar, foarte bine făcut documentarele. Dar tu acum spui că trebuie discriminați. Eu nu mă simt bine profesionalist, alții mă simt. Eu n-am nici o școală, nici montajul nu l-am învățat normal. Eu m-am învățat de pe YouTube. Și mine acum oameni mă super profesionalist. Eu ce fac? Eu trebuie să mă duc să filmez cu un iPhone, să redactez în anii movie. Nu, eu nu-ți tarmat, ăștia oameni nu intrăm la festival, pentru că e festivalul oamenilor. Te rog, stai un pic, următoarea opinie. Trebuie să spun ceva. Este o diferență distinctă între reportajele, între documentarele făcute de un regizor sau de un jurnalist, cât de cât, și este o diferență dintre filmele făcute gen de băiatul ăsta. Totuși este o anumită distinție, trebuie de... Deci probabil am putea să facem categoria pentru ONG-uri. Da, asta este ideea. O sugestie pentru cei care fac festivalul la anul. Este, nu poate, într-adevăr, da, din punct de vedere un jurnalist, poate să facă un film mai bun decât un simplu, o simplă persoană. Pentru că jurnalistul are un stil aparte, cinematografia are alt stil aparte. Nu poți să spui că o peliculă, nu te poți uita din punct de vedere cu ochii ca la film, da. La un reportaj. Dar ați văzut că au fost categorii totuși, era divertisment, era accesul la informație, deci aveai cum să te încadrezi într-o categorie. Sau și aici ar trebui delimitat. Te rog. Dacă pot spune părerea mea proprie, bine, festivalul amatorul, părerea mea personală, cred că este amator în sensul subiectelor abordat, practic. Pentru că și ca o idee pentru viitor ar fi ca să fie mai multe categorii, ca astfel să motivezi... Mai mult de 4? Da. Ok. Deci facem vreo 10. Da, pentru că astfel să motivezi tinerii care eventual ar fi avut un filmuleț scurt făcut care... Dar riscăm să avem într-o categorie un film sau două. Imediat revenim, te rog. Asta ar fi riscul, dar probabil, nu știu, ar trebui cumva de gândit ceva de prioritizat. Și în felul ăsta cumva putea să motivezi și persoanele care anul ăsta, de exemplu, n-au trimis un material pentru că știau că filmul nu are cum să nimerească în nicio categorie, știi? Și în felul ăsta, dacă mărești criteriile de selecție a filmelor, practic poți eventual... Poate facem o categorie fără categorii. Acolo vin toate filmele, care nu se încadrează în celelalte. Acum, sincer, când am jurizat filme, câteodată mi-era foarte greu să înțeleg. Ok, eu vedeam că vine, nu poți compara fie filmul lui Natalia, fie cu alt film de profesioniști, pentru că era evidență de montaj, de filmare, de compoziție și mai departe. Și când erau alte filme care erau pur amatoricești, ok, băieții că spunea tânărul, el s-a învățat de pe YouTube, ok, acum tot așa fac,
probabil ar trebui cumva ca ei să fie motivați să fac și în continuare și mai mult chestia asta și eventual cumva ca să, nu știu, spui o categorie, ce nu știu, un pic mai multe categorii. Am înțeles, mulțumesc, te rog, revin, dar scurt. Aici am vrut să atrag atenția, anume, sunt trei documentare, da? Ăsta cu Dumnezeu a devenit motiv de discriminare. Pur și simplu așa a fost întrebarea mea principală, de ce faptul că cineva, câțiva oameni, să zicem că se află în dificultate, au fost incluși la implicare civică și nu la asumță categorie. Mă rog, astea trei au un același specific, aveau nevoie să fie în aceeași categorie. Și mă rog, eu vă sugerez, eu prima dată sunt la amatorul, prima dată văd amatorul, însă este ceva, nu ceea ce eu mă așteptam la alte filme, într-adevăr mă așteptam la niște filme care să văd viața reală, fără viața montată, pusă pentru un Windows Movie Maker sau printr-un program de editare. Dar viața reală, filmată, cum se spune așa, țărănește cu cărămida, da? Dar poate asta e nivelul nostru, poate nu știm să filmăm viața reală, nu te-ai gândit. Te rog, zi. De la amatorul la anonimul care este în România și gata, schimbăm tot la altă direcție. Trebuie să ai și cu șoforul. Și căutăm și sponsor mai mari. Hai să vă explic de la...